Este vorba de proiectul numit Open My CV. La microfon va fi Cătălin Zamfir. Haideți la aplaudă! Zeci minute prezentare, 5 demo, 5... Aici. Poți să stai unde vrei tu? Ok. Stați pe timpul vostru. Așa. În primul rând am și o întrebare pentru Sara. Crezi de între voi în viața lor la început, în tinerețe, poate și acum aplică pentru un CV pe un site de job? Destui? Destui. Deci chiar bine. Bun. Avem un numesc Cătălin Zamfir și alături de o echipă extraordinară și alături de niște mentori extraordinari, a reușit în 48 de ore să face mai mult decât un proof of concept și o aplicație online, numită OpenMyCV. Ce este OpenMyCV? OpenMyCV este ideea prin care un utilizator, fără să mai fie nevoie să-și mai facă un alt cont, are deja un cont, Yahoo, Google, OpenID, se poate autentifica deja în sistem și să-și creeze un CV. De ce trebuie tip Open CV-ul? Dar este extensia la OpenID-ul tău. Ai un cont de Yahoo, ai un cont de Google, ai deja Open CV-ul tău. Ce faci cu acel CV? Bun, mi-am făcut CV-ul, îl am și în alte site-uri, nu contează, păi te duci cu acel CV, la site-urile de job-uri și aplici direct cu el. Aplici cu un URL. Avantajele sunt destul de. Ai într-un singur loc, îl adaptezi într-un singur loc. Necesitatea care am văzut-o toată echipa a fost următoarea chestie. Mai multe site-uri, mai multe CV-uri, desincronizare între ele. Am participat la lungi sportivi, vreau să mă mulțumesc cu chestia asta. Multe, să mă duc pe toate, sunt 30, poate chiar mai multe sunt, nu mai știu exact, oricum, peste, sunt multe. Dacă mă gândesc la cele din afară, sunt extrem de multe și nu te adaptezi informația în toate aceste site-uri. Bun. Ideea este că ai un CV online într-un singur format. Ai un URL, un BNT URL, mă duc cu acest BNT URL, openmycv.com/me/Cătălinătăț, de exemplu, sau eu știu. Acea firmă la care m-am dus la interviu, poate mi-a văzut CV undeva, îi dau și acest URL și poate să importe acest CV într-un ATS, Application Tracking System, direct în departamentul lor de HR, direct în sistemul lor, mă adaptez sistemului lor, ne făcând nimic decât completând CV-ul. Poți face venința, îl poți actualiza și exporta în orice format și pe site de partener poți să aplici pe click direct la angajatos. Dau un exemplu. O să urmeze probleme și mă întreb, job.ro. Mi-am făcut CV-ul, mă duc pe job.ro, văd un anunț, aplic. Ei au sistem de aplicare, trebuie să dau un upload la un CV care nu e standardizat, e făcut în doc, e făcut de mine. Poate n-am experiență, mă ajută formatul care l-am deja pe OpenMyCV, bun. În loc să mai dau upload la URL, în loc să mai dau upload la doc, trimit acest URL. Simplu ca Dumnezeu. Marketing și competition. Avem un target de 35 de ani, niște oameni care pot să înțeleg rapid, rapid ideea. Companiile care le adresăm va fi Jobsite Worldwide. Ne-am lansat ca un cont, deci ne-am lansat ca un serviciu care extinde OpenID-ul și chiar asta vrea să fie, să fie un CV-ul dumneavoastră, extensia personalității dumneavoastră pe net și informația dumneavoastră acolo unde aveți nevoie. Ca o analiză directă a ce competiție avem, ne-au luat 48 de ore să ne dăm seama ce competiție avem, căutând în disperare, cine mai face și mai facem noi? Noi știm că nimeni. Există cineva, există o competiție directă în Franța, o companie care și-a demonstrat, mă spune, franceze localizate, e totuși top, dar nu oferă integral ce oferim noi. Noi oferim chestia asta, free tuturor utilizatorilor. Aveți acum un cont de Yahoo, duceți-vă, faceți-vă un OpenMyCV și promisiunea noastră este că în prima fază, chiar de astăzi, va putea chiar în demo, va putea fi disponibilă pe Jobber și Mihai o să prezinte acest lucru în demo. Noi zicem că este un business plan viabil. De ce vedem asta? Mă rog, avem un critical mass care zicem noi că ar fi 10.000 de CV-uri și contactarea de pe aceste baze de date către jobsite-uri. Bun. În piața asta de jobsite-uri sunt două tipuri. Sunt două tipuri de players. Player-i mari și player-i, mă rog, care nu se ocupă de recruitment. Player-i mari se ocupă de recruitment. Deci firmele de HR se caută după dumneavoastră oriunde ați fi și încearcă să ajungă la dumneavoastră. Noi ce oferim pe lor? Oferim posibilitatea de a lua CV-ul de la noi,
de la PH datat la, la ei în baza de date, la recruiter în baza de date, în momentul în care dumneavoastră aplicați. În playerii mici, care ne adresăm imediat, ei nu au posibilitatea următoare, nu au posibilitatea să facă recruitment, dar au cel mai important avantaj pentru cei care sunt pe nișă. Au avantajul că sunt în IT, sunt spre job dent, sunt în medici dentiști, poate care o piață generalistă de joburi, poate nu îi ajută pe acei oameni care sunt foarte tehnici, foarte specializați, foarte buni în domeniul lor. Hey, cu acest sistem de... cu această piață de joburi, noi putem promite că vom transmite jobul ăsta, vom face parte de recrutment pentru ei. Cum atragem acești oameni? Pur și simplu... imediat... Așa, pur și simplu ne transmitem CV-ul la recrută, recrută pentru datele dumneavoastră, ne plătesăm și ne plătim în jobsite. Deci este multe să se vede pe partea asta. Cum te adresezi unui jobsite mare? Sunt multe persoane, foarte multe persoane care cunosc jobsite-urile mari. Pur și simplu nu poți ca un business să te duci să zici, ok, ai o piață, îți mai oferi și ceva, câteva CV-uri. Te duci la ei, le oferi următoarea idee. Am o diferență de market share. Ai negociat cu mine, ai negociat cu tine. Bun. Diferența asta de mai că și eu sunt pe dumneavoastră. Oamenii care vin dintr-un mediu online, cunosc doar Google, poate, zic că sunt oameni care chiar atât îl cunosc și chiar atât vor. Își fac CV-ul și s-au dus imediat pe unul dintre site-urile mari, au aplicat. Avantajul player-ului mare este că într-o piață care deja s-a solidarizat, au parte de mutarea asta între iau ca exemplu acolo, că văd e-jobs, b-jobs, etc., fără nicio problemă. Bun. The marketing plan, acesta a fost B2B, integrare cu jobul board-ul local pentru Dixstar, ca prin partener, jobul base-ul, prin care, în loc să mai facem upload, vrem să am integrat deja ideea asta de a transmite URL-ul care ajunge direct la recruiter, deci un pas, o bucă mai mică în angajarea dumneavoastră, ca să zic așa. Băieții la marketing îmi scrisă aici achiziție de user, promovarea standurilor pe CV la nivel emoțional. Da, este la nivel emoțional și OpenID-ul s-a lăsat la nivel emoțional, însă a devenit un nice to have, un must have. Este un must have să ai un OpenID ca să te puși pe orice serviciu și să nu mai stai să dai date de contact, verifici e-mail-ul, activezi, faci o groază de operații inutile care ție îți cad din timpul de a aplica pentru angajare. Pentru mine, dacă aș vrea să aplic la 1000 acum, fiindcă ai nimic de ceal. Nu e adevărat, dar bun. Bun. Ca o idee de ce s-a realizat astăzi, în cele 48 de ore, echipa a reușit să aibă 33-12 retweet-uri, Facebook, blog post-uri, și vă urmează prin către mea și pe Riva și pe Crunch. Și de încă mai fost mai mai am o minută. Deci, proiectul vine, poate mă repet, proiectul vine ca o soluție pentru dumneavoastră să vă sindicalizați, să vă faceți push la CV-ul dumneavoastră în majoritatea site-urilor de job. În site-urilor de job care există în România. Și nu vorbesc de România, vorbesc de Monster.com, vorbesc de career, vorbesc de site-uri mari. Cărora, cu un singur click, ați putea să repunte CV-ul dumneavoastră și în câteva minute să primiți un telefon, să fiți primiți la interviu. Deci este o diferență, este o necesitate a societății pe care trebuie și numărul de participați în echipa de vor a dovedit-o. Perfect, mergem la demo. Aplauze!